Amin, ocupăm locurile și dorim din nou să ne pregătim pentru cel mai frumos zbor, când va ninge de jos în sus. Orice pasăre care are cu sine o greutate mai mare ca și a corpului ei, cu foarte mare greutate ar putea zbura. De aceea, în timpul priveghiei noastre pe acest pământ, iubiții mei, Dumnezeu vrea să ne desprindem de tot ce nu-i de folositor pentru veșnicie și să nu uităm cu un singur lucru ducem cu noi dincolo. Apocalipsa spune și faptele lor îi urmează. La nord de noi este război. De un an de zile, în februarie anul acesta, se împlinește un an de când a început războiul. 200.000 de ruși sunt răniți sau morți. Mulți dintre ei nu se vor mai întoarce acasă nici măcar morți, pentru că sunt peste 20 și ceva de crematorii mobile pe care Putin le-a trimis acolo. Au plecat din țară și au ieșit pe hornul unei mașini mobile care arde tot, din păcate. Gândiți-vă la 200.000 de mame care plâng, la 200.000 de tați, 100.000 de ucrainieni, spun statisticile, care ar fi murit până acum, datele exacte nu se știu. După cum spuneam, la nord de noi este război, la sud de noi încă se numără morții. Cifra a depășit 50.000. Iar pentru noi Dumnezeu a îngăduit pace și liniște. Iubiții mei, lucrul acesta ar trebui să ne facă foarte responsabili în seara aceasta și în fiecare zi, pentru că suntem prinși între două țări care trec prin probleme, iar noi avem pace și avem liniște. Și spunea Duhul Sfânt printr-un proroc la biserica numărul 2 din Deva în septembrie anul trecut, când alții își vor număra morții și îi vor scoate de sub dărâmături, parafrazez, credeți că va fi puțin lucru pentru ca voi să vă bucurați de pace și liniște? Nu cred că e puțin lucru, nu cred că e un mic lucru, ci cred că este mare îndurare a lui Dumnezeu pentru noi. Însă să nu uitați că cui îi se dă mult, îi se cere mult. Iubiții mei, ați observat săptămâna care a trecut, două cutremure, 5,3 și 5,7 au ajuns și la Deva. Eu am zâmbit, soția s-a supărat un pic că am zâmbit când au fost cele două cutremure, pentru că n-am zâmbit de bucurie că au venit cutremuri, ci am zâmbit pentru că mă ajută la predică foarte mult. Am observat că numărul de atei scade imediat în momentul când sunt cutremuri. Am observat lucrul ăsta. Un pic, dacă se mișcă pământul, oamenii nu mai spun că Dumnezeu nu există. Oamenii aleargă, disperați, se gândesc din nou la Dumnezeu. Acum mai vreau să vă întreb, ca să ne pocăim, trebuie să vină cutremure? Nu. S-a cutremurat pământul la Calvar când Creatorul Universului a murit. S-a cutremurat pământul în ziua când a ieșit de acolo Iisus Hristos. S-a cutremurat pământul în odaia de sus, când peste 120 erau adunați de acolo și au primit Duhul Sfânt. N-ați vrea astăzi să ne cutremurăm și noi, știind că Dumnezeu e viu, știind că Iisus Hristos stă în cerul și mijlocește pentru noi. Și astăzi are în vedere viața ta și viața mea. Să știți că sub dărâmături să te pocăiești, șansele sunt destul de mici. Să mai ai șansa de evangelizare sau o ocazie să mai asculți o cântare, șansele sunt aproape nule. Astăzi, spune Biblia, cuvântul preferat al diavolului este mâine, dar Biblia spune astăzi. Pentru că doar ziua de azi avem, de ziua de mâine nu suntem siguri. De aceea spun, Doamne, vorbește-ne și astăzi. Iubiții mei, am citit un pasaj despre Saul, care noi îl cunoaștem cu numele de Pavel, despre convertirea lui, despre momentul în care omul acesta a ajuns într-o casă, n-a mai văzut nimic, și Dumnezeu a trimis la el pe un om numit Anania, care s-a rugat pentru el, l-a botezat și în momentul când Dumnezeu i-a vorbit, Fapte 9:11, lui Anania, Dumnezeu îi spune aici ceva interesant. Și de lucrul acesta vreau să mă leg în mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru dumneavoastră. Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Dreaptă. Cuvântul original drept, înainte. Și m-am gândit la Psalmul 143:10, unde cuvântul Domnului spune, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. 2 Samuel 22:33 spune aici atât de frumos, Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă.
Iubiții mei, în seara aceasta n-o să vă spun cum arată penticostali, nici ortodoxi, nici catolici. O să vă spun din Biblie cum arată oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă. Pentru că sunt zeci de căi, aș putea să spun așa figurativ, 99 de căi care duc spre iad. Dar este o singură cale care duce spre cer și asta este calea cea dreaptă. Astăzi n-o să vă întreb câți ani aveți de la botez, câți ani aveți de când frecventați o biserică, nu? O să vă prezint 5 calități ale oamenilor care locuiesc pe ulița dreaptă, pe calea care merge spre cer. Iar dumneavoastră, în dreptul fiecăruia, vă puteți compara dacă aveți aceste calități sau nu. Că până la urmă nu va conta ce telefon ai avut, ce mașină ai condus, ce casă ți-ai construit. Până la urmă, când vei avea ultima respirație și vei trece din viața fizică în viața veșnică, tot ce va conta va fi dacă ai fost sau nu pe calea cea dreaptă. În primul rând, iubiții mei, unu, oamenii care locuiesc pe calea cea dreaptă se roagă. Foarte simplu, foarte la subiect, se roagă. Fapte 9 cu 11, caută în casa lui Iuda Anania pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Niciodată nu mi s-a întâmplat în 37 de ani de viață să trimit pe cineva într-o altă parte și să-i spun așa, mergi acolo la Șoimuș, pe a doua stradă, pe dreapta, și în casa în care vezi un om care se roagă, ăla e, aia e casa. E cam riscant să pui semnul ăsta, nu? Dacă îl găsești la televizor, dacă îl găsești pe Netflix, dacă îl găsești la, eu știu, ocupat cu alte lucruri. Iubiții mei, noi de obicei când trimitem pe cineva la altcineva, întotdeauna spunem cum arată casa, întotdeauna poate spunem cum arată omul, e brunet, cu ochi albaștri, blond, înălțimea, îmbrăcat așa, are granit în curte sau are pavaj sau are o mașină mai deosebită de a vecinilor și poți să-l identifici mai ușor. Iisus Hristos, Dumnezeu, când o trimis pe Anania la Pavel, o zis, o să găsești un om prăbușit, în lacrimi, smerit, un om la capătul puterilor, un om care cu câteva zile înainte era foarte sigur pe el, foarte încredințat că ceea ce face, face bine. Și o să-l găsești pe omul acesta în rugăciune. Iubiții mei, Dumnezeu e mișcat de oamenii care se roagă, să știți. Și Dumnezeu la oamenii care se roagă întotdeauna va trimite pe cineva cu un mesaj, cu o solie, cu un pas mai departe. De aceea eu te voi întreba astăzi ce religie ai, ce salar ai, ce relații ai. Te voi întreba doar atât. Ai făcut primul pas pe calea cea dreaptă? Te rogi, obișnuiești să te rogi în fiecare zi? Iubiții mei, vreau să faceți diferență între rugăciunea pe care o face și hoțul când își face cruce și spune, Doamne, fă să nu mă prinde poliția. Nu la rugăciunea aia mă refer. Nu mă refer la rugăciunea aia care se face pe scările tribunalului. Doamne, fă să-mi pice mie băiatul și mașina de spălat. Și ia să ia fata și mașina de uscat. Nu mă refer la rugăciunea aia care o fac tinerii când dau bacalaureatul. Doamne, fă să-mi pice ce am învățat, dacă ori învăța ceva. Nu mă refer la rugăciunea aia unui om disperat la ATI, la spital, pentru că foarte mulți români se roagă când e prea târziu. Mă refer astăzi la rugăciunea aceea unui om dependent, cum spunea Paul, de Dumnezeu în fiecare zi, care înțelege că niciun pas nu poate să facă fără acordul lui Dumnezeu. Și el este într-o continuă comunicare cu cerul, cu Dumnezeu. Doamne, ce vrei să fac astăzi? Unde să mă uit astăzi? Unde să merg astăzi? Ce ai pentru soțul meu astăzi? Ce ai pentru familia mea? Ce vrei să fac azi la servici? Un om care depinde de Dumnezeu la fiecare pas, vreau să vă spun, se roagă. Doamne, dă-ne putere să ne rugăm mai mult. Citesc despre Corneliu, fapte 10 cu 1. În Cezarea era un om numit Corneliu. Atenție foarte mare, nu era iudeu, nu era evreu, era un roman adus să păzească, să întrețină liniștea și protecția Cezarei. Și ascultați ce spune Biblia în versetul 2. El făcea multe milostenii și se ruga când era necas, nu? Se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, a rămas Dumnezeu indiferent? A mers Dumnezeu la Petru și a zis, Petre, este un roman. Mulți evrei nu se roagă, nu te trimi la ei. Dar este un roman prăbușit pe genunchi, care se roagă în fiecare zi. Vreau să-i arăt ce să facă mai departe. Uneori ne rugăm ca Ana, iubiții mei. Poate pe unii prieteni veniți între noi v-au speriat rugăciunile. Vreau să vă spun că Dumnezeu meu e atât de puternic și Dumnezeu nostru e atât de mare încât poate asculta și un miliard de oameni care se roagă în același timp. Dacă nu-i poate asculta, iertați-mă, nu-i Dumnezeu.
Nu-i Dumnezeu. Dar El poate face asta. Sau și în Biblie găsim mai mulți care s-au rugat împreună în același loc și Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor. Uneori ne rugăm ca și Ana. 1 Samuel 1:13, Ana vorbea în inima ei și numai buzdele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Alteori ne rugăm ca și Iisus, Evrei 5:7, El este acela care în zilele vieții sale pământești aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească. Am o întrebare. Dacă Iisus s-a rugat, dacă Pavel s-a rugat, dacă Corneliu s-a rugat, dacă Ana s-a rugat, tu nu ai nevoie de rugăciune? O, văd mulți oameni prin biserică, stau cu ochii deschiși, te uită. Vreau să vă spun, primul pas ca să fii pe calea cea dreaptă este să te rogi. Citeam săptămâna trecută despre un vas al flotei engleze care naviga pe ocean, iar la bordul vasului cel mai înalt în grad era un ofițer pe nume Arthur. Urma să devină prinț al Angliei, încă era ofițer, urma să devină viitorul rege al țării. În fiecare dimineață un marinar se apropia și ducea corespondența acestui om, iar protocolul era următorul: bați la ușă, aștept să ți se deschidă. Mai bat o dată dacă nu se deschide și aștepți. Dacă nici a doua oară nu se deschide ușa, a treia oară intri încet, deschizi ușa și indiferent ce face prințul, stai liniștit și aștept să-și termine lucrarea pe care o face. Într-o zi marinarul a mers cu corespondența, a bătut de două ori, n-a ieșit, regele afară, a treia oară a deschis ușa și l-a găsit pe rege îngenunchiat. A stat câteva minute bune și a așteptat ca Arthur să-și termine rugăciunea. Când Arthur s-a ridicat, s-a uitat la marinar și a mers și a pus amândouă mâinile pe umerii lui cu prețuire, cu respect și a spus așa: dacă ți se va mai întâmpla vreodată să mă găsești pe genunchi, să știi că întotdeauna este loc și pentru dumneata alături de mine. Iubiții mei, acolo pe genunchi și regele are nevoie de rugăciune și marinarul obișnuit. Și doctorul și asistenta. Și femeia de servici și profesoara, indiferent ce meserie ai, indiferent ce statut ai, vreau să spun, mai este loc de rugăciune. Mai este loc la rugăciune. Poate-ți găsești mama undeva pe genunchi și spui, îmi spunea o mamă nu de mult, o, de câte ori se nervează băiatul pe mine când mă vede că mă rog pentru el. Iubiții mei, mai este loc pe genunchi. N-ai vrea să începi din seara asta să stai lângă Dumnezeu și să te rogi? Doamne, ajută-ne la asta. De multe ori suntem prinși cu munca, cu treburile zilnice și nu mai avem timp să ne rugăm. În al doilea rând, sunt vindecați de orbirea spirituală. Sunt vindecați de orbirea spirituală. Fapte 9:18, chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de soț și el și-a căpătat vederea. Și acum veți spune unii frate de Crist, la primul punct ai avut dreptate. E adevărat că toți avem nevoie de rugăciune, dar la punctul ăsta chiar nu-i nimeni orb aici. Iubiții mei, ascultați-mă, am observat în puțina mea experiență și în puținii mei ani de viață că adevărații orbi nu sunt cei care nu văd soarele, adevărații orbi sunt cei care nu-L văd pe Dumnezeu. Ăștia sunt adevărații orbi. Citesc din Osea 11:3, un regret al lui Dumnezeu, o durere pe care o purta Dumnezeu. Și totuși eu l-am învățat pe Efraim să meargă, l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. Dumnezeu ți-a purtat de grijă până aici, te-a oferit de accidente, te-a oferit poate de boli, te-a păzit de multe lucruri și a făcut ca în fiecare dimineață să te poți trezi și să poți să te dai jos din pat. Și a zis Dumnezeu, te-am adus la maturitate, ți-am făcut multe lucruri bune, te-am binecuvântat. Mă doară, zis Dumnezeu, că încă nu vezi că în spatele sănătății tale, a succesului tău, a binecuvântărilor care le ai, a puterii de muncă, a tot ceea ce ai, sunt eu. N-ați vrea astăzi, iubiții mei, Dumnezeu să ne mai vindece de orbire spirituală? Diavolul, Biblia spune că orbește lumea. 2 Corinteni 4:3. Diavolul are tot interesul să te țină orb. Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea, uitați o altă cale, pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul cu dămic viacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Pentru asta predicăm, pentru asta am alocat un timp suficient pentru mesajul în această seară, ca de obicei.
Pentru că aici este un far care îți poate deschide ochii. Aici este o putere care îți poate deschide ochii. Dar spune Pavel, oameni buni, vă spun eu care am fost orb, care 10 de ani sau câțiva ani am alergat și pe cei care vedeau, îi băgam în pușcărie, credeam că ei sunt orbi. Dar după ce am fost vindecat, o zis Pavel, mi-am dat seama că interesul diavolului este să ne țină orbi pe toți. Citesc Roman 2:4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății? Auziți în ce-i bogat Dumnezeu. Nu un euro, nu un bitcoin. Auziți în ce-i bogat Dumnezeu. În bunătate, în îngăduință și în îndelungă răbdare. Spune cineva, domnul pastor, dacă nu, dacă Dumnezeu există, să mă trăznească acum când îl înjur. Și l-am înjurat. N-am putut să-l opresc. Ai văzut că nu m-a trăznit? Am spus așa, faptul că Dumnezeu nu te-a trăznit nu înseamnă că nu există. Înseamnă că n-ai reușit să te enervezi pentru o înjurătură. Iubiții mei, Dumnezeul nostru e așa de calm, așa de blând, așa de bun, încât, deși îl înjură milioane de oameni în fiecare zi, le dă apă, le dă viață, le dă sănătate, le dă soare, le dă confort. Și de ce? Pentru că o zis Pavel, vedeți că Dumnezeu e bogat. Dar auziți, Roman 2:4, partea a doua, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Încă o înjurătură. Încă un furt, încă o minciună? Nu! O zis Pavel, dacă ai vedea cu adevărat, dacă Dumnezeu te-ar vindeca de orbirea asta, ai înțelege că trebuie să te pocăiești. Iubiții mei, Richard Wurmbrand a fost închis 14 ani. Din cei 14, 2 ani a petrecut undeva sub pământ. Timp de 2 ani mărturisește el următorul aspect. N-am văzut soarele, lumea, florile, zăpada, stelele, niciun om în afară de anchetatorul care mă bătea. Dar pot să spun că acolo în celulă, sub pământ, am văzut cerul deschis. L-am văzut pe Iisus Hristos, am văzut îngerii și am fost fericit acolo. Cum vă explicați că mulți dintre românii astăzi cu frigiderul plin, cu bani, cu mașini, cu case, cu tot, bine. Nu-l văd pe Dumnezeu și Richard Wurmbrand în închisoare. Șobolan, într-o zi spunea el, mi-au băgat 2 câini în celulă ca să mă intimideze, să-mi trădesc frate de slujbă, prietenii, colaboratorii și nu i-am trădat. Și au zis Wurmbrand, deși condițiile erau mizerabile, și completez eu, nu se compară cu ce avem noi acasă. O zis Pavel, o zis Wurmbrand, acolo în celulă, îl vedeam pe Dumnezeu, îl vedeam pe Iisus. De ce? Că există un întuneric mai puternic ca întunericul celulei și există o lumină mai puternică decât becul. Și asta e Evanghelia lui Dumnezeu. 3. Ce fac oamenii care locuiesc pe calea cea dreaptă? În al treilea rând, iubiții mei, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă mai fac ceva. Se botează. Se botează. Citesc din Fapte 9:18, apoi s-a sculat și a fost botezat. Vreau să vă întreb dacă Pavel a avut nevoie de botez, dacă Iisus s-a botezat, noi avem nevoie. Avem nevoie. Când copiii mei erau mici, spun asta ca să mă identific cu dumneavoastră, m-am gândit și eu, ce să fac, să-i botez? Doar să ne rugăm pentru ei sau să-și botez? Că poate să mă înjure când o să fie mare, că de ce l-am forțat să se încreștinească? Și am descoperit în Biblie ceva foarte interesant. Fapte 2:38. Ascultați, care e ordinea corectă? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Iubiții mei, am înțeles, copiii mei nu se pot pocăi la 6 săptămâni, la 8 săptămâni și e bine să-i lasă să crească și ei să aleagă la o vârstă matură. Pentru că vreau să vă întreb, statul român vinde o mașină la un copil de o lună? Dacă mergi cu pruncul tău de o lună sau de 2 luni de zile să cumperi un teren în Deva, te lasă la notar cu el. Deci statul român spune așa, oameni buni, un copil la 2 luni, la o lună, nu poate să evalueze ceea ce face, să înțeleagă ceea ce face. Cu atât mai mult, cum poți să-i spui, hai să-ți dau cerul, credința, când el habar n-are de lucrurile astea. Iubiții mei, botezul trebuie să vină după rugăciune și după vindecarea de orbire spirituală. Spune Biblia, apoi. Dar de ce? Nu pot să mă botez oricum, nu? În Tipetul 3:21, citesc tot ce spune, trebuie să argumentăm cu Biblia. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Și acum ascultați continuarea. Ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Adică Pavel spune aici așa,
Înainte de botez, trebuie să ai un moment când cugetul tău a fost curățit, când viața ta a fost curățită. Că dacă bagi un om care înjură în apa botezului, va ieși tot un om care înjură. Dacă bagi un om care își bate nevasta, va ieși de acolo tot un om care își bate nevasta. Apa în sine, o zis Pavel, nu rezolvă nimica. Trebuie să aibă loc pocăința înaintea. Iubiții mei, botezul nu e altceva decât faptul că vii în public și mărturisești: oameni buni, eu de astăzi nu mai fur, nu mai înjur, nu mai trag kilometri înapoi înainte să pun mașina pe OLX, nu mai vorbesc curât, nu mai bârfesc, nu mai invidiez și vă mărturisesc astăzi la toți. Asta înseamnă botezul. Dar nu înseamnă că în apă se întâmplă lucrul ăla, ci înainte să intri în apă. Iubiții mei, mai avem oare vreo pedică, mai aveți vreo pedică în a nu face botezul? Mai este oare cineva aici care spune, și vreau să vă citesc ce s-a întâmplat în Madagascar, când convertiții nativi a insulei Madagascar obișnuiau să se prezinte la botez, erau întrebați, ce v-a determinat să vă gândiți să deveniți creștini? Răspunsul a fost de obicei că comportamentul schimbat al altora care deveniseră de creștini a fost ceea ce le-a atras mai întâi atenția. Și au auzit ce spuneau ei. Știam că acest om este un hoț. Acela era un bețiv. Altul era foarte crud și nebun cu familia lui. Acum am văzut că toți sunt schimbați. Hoțul este un om cinstit, bețivul este respectabil, celălalt este blând și bun cu casa lui. Trebuie să existe ceva într-o credință care produce astfel de schimbări. Și asta e credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Iubiții mei, spunea Paul, aici au venit un om de culoare 4.000 de kilometri din Etiopia până la Ierusalim. 4.000 încolo, 4.000 înapoi. Nu cu scaune încălzite, nu cu Audi, nu cu BMW, nu cu Mercedes, cu un car. 8.000 de kilometri dus întors. Când a plecat de la Ierusalim, a zis Fapte 8:36. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Am o întrebare astăzi. Ce te împiedică să faci botez? Repet și eu ce spunea fratele Paul aici, în 7 martie, vom avea prima întâlnire cu candidații de botez. În seara asta și până în 7 martie să mai fac înscriere. Știți ce mă doare foarte tare, iubiții mei? Foarte mulți oameni și-au rezolvat un loc unde să stea pe acest pământ, și-au rezolvat o asigurare la mașină, și-au rezolvat un job, un loc de muncă, și-au rezolvat o pensie și o sănătate. Și când îi întreb, ți-ai rezolvat veșnicia? Nu. Eu prefer să n-am niciunul din astea rezolvate, dar să am rezolvată mântuirea. De ce? Că Asiromu, Euroinsul sau mai știu eu ce alte asigurări îți dau asigurare pentru mașină. Dar pentru veșnicie nu-ți dă nimeni. Numai Iisus Hristos. De aceea, haideți astăzi să luăm cu seriozitate această chemare a Evangheliei. Dacă vrei să fii pe calea cea dreaptă, faceți pas către botez. Faceți pas, un legământ. Nu spun eu, spune Biblia. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Doamne, lucrează! În al patrulea rând, iubiții mei, o a patra calitate pe care o au oamenii care locuiesc pe ulița cea dreaptă, pe calea cea dreaptă, se mai întâmplă ceva cu ei. Ascultați. Fapte 9:19. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Și să nu vă gândiți la sarmale și nici la pireu. E adevărat că pentru trupul nostru e nevoie de o mâncare fizică. Însă vreau să vă spun că sufletul nostru are nevoie de o altfel de mâncare și vine Iisus Hristos și ne spune: eu sunt pâinea vieții. Iubiții mei, oamenii care sunt pe calea cea dreaptă primesc putere. Primesc puterea și îmi spun: Doamne, mai lasă puterea astăzi peste noi. Și o să mă întrebați: dar frate Hristie, de ce am nevoie de putere? Că dacă ai bani, nu zici cineva, să se deschide orice ușă. Și i-am zis da, în afară de ușa din cer. Dacă ai puterea poziției sociale, ai dat un telefon până la guvern. Și s-au retras toți din calea ta și ai mers înainte. Este o putere a poziției sociale. Dacă ai tancuri, ca și Rusia, și îți trebuie mai mult pământ, în loc să-ți trebuiască mai mult cer, există o putere militară. Iubiții mei, există o putere emoțională. Există o putere a poziției sociale. Însă vreau să vă mai spun că mai există ceva. Există un război pe care nu poți să-l duci nici cu tancul, nici cu banii, nici cu nimic altceva. Dacă cineva de aici din biserică mă urăște, eu nu pot să mă duc cu tancul la el. Nici cu bani nu pot să mă duc la el. Nici cu amenințări. Ascultați-mă bine.
Dacă cineva te urăște și tu îl urăști înapoi, războiul va deveni mai puternic. Întotdeauna, dacă cineva te urăște, tu trebuie să-ți dai seama că în spatele lui există niște demoni, niște duhuri. Și Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor din lumea văzduhului. Iubiții mei, când un om minte, vreau să fiu foarte direct cu dumneavoastră, când un om minte, de fapt e în spatele lui un duh de minciună. Când un om invidiază, în spatele lui este un duh de invidie. Citiți despre Saul, când a fost cuprins de invidie, a venit duhul peste el. În spatele fiecărui păcat există un duh demonic. Ori eu nu pot să mă lupt cu carnea și cu sângele, cu tine ca persoană. Presupunem că soacră ta are ceva cu tine, sau mama ta, sau fratele tău. Îmi spunea cineva din Craiova, un om nepocăit, a zis, domnul pastor, zilele trecute mi-a spus, de ani de zile nu vorbesc cu fratele meu, mi-a tras seapă de zeci de mii de euro, nu vorbesc cu el. Iubiții mei, dacă el îmi trage țapă și eu nu vorbesc cu el, știi și ne câștigă? Diavolul. Diavolul câștigă. O spus Isaac Siru, dacă ești în ceartă cu frații, ești în pace cu demonii. De aceea, ca să lupți cu demonii din spatele celor care au ceva cu tine, sau problemelor cu care te confrunți, ispitelor pe care le ai, tu ai nevoie de putere. O să spune frate Cristi, eu am ceva cu cineva și îi bag proces. Vă dau o veste tristă. Niciun demon nu se sperie de avocați. E adevărat, poate pentru cauză legală ai băgat proces, că tu l-a permisul, poliția permisul și vrei să câștigi în instanță, aia e una. Dar dacă vrei să câștigi un proces cu adevărat, trebuie să intri în post și rugăciune. Pentru că lupta se dă la nivel spiritual. Iubiții mei, gândiți-vă astăzi, indiferent ce religie aveți, cât de important vă este sufletul, dacă pentru sufletul dumneavoastră se luptă și diavolul și Dumnezeu în același timp. Dacă vrei să câștigi, tu ai nevoie de sursă, de putere. Mașina mea, ca să poată să meargă, are nevoie să meargă la benzinărie. Eu, ca să pot să mănânc, am nevoie să mă duc la Kaufland sau la Lidl să fac rost de mâncare. Exact la fel, sufletul meu are nevoie de putere. Pentru aia, vezi o imagine și ai căzut. Vezi un prilej să înșel pe cineva, ai căzut. Știi de ce? Nu ai puterea să te împotrivești. Am găsit în Biblie cel puțin două surse de putere. Unu, Evanghelia. Pune-mi, te rog, Romani 1:16. Uitați, Biblia. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este ce? Puterea lui Dumnezeu. Ați văzut video-ul ăla care a circulat pe WhatsApp zilele trecute și pe TikTok? Un băiat a luat un card și 500 de lei. Și a intrat într-o benzinărie. De fapt, a mers la pompele alea unde oamenii alimentau. Și a zis așa către cei care alimentau, dacă îmi spuneți un verset din Biblie pe de rost, vă plătesc carburantul care îl puneți acum, plinul vă fac. O să știu, dar numai din Biblie, de ce? Dacă întrebai de manele, de Bănică Junior, de mai știu eu ce, de Biugi Mafia, de paraziții, erau bucuroși. Din 15 persoane întrebate, una singură a știut un verset și acea persoană nu era român, era un evreu. Acum nu știu cum stați cu matematica. La recensământ ne-am declarat 97% creștini. Mie unul din 15 nu-mi dă 97%. Vouă vă dă? Iubiții mei, dumneavoastră vă dați seama ce departe suntem de Dumnezeu? Diavolul râde de noi. Râde de noi. Ascultați-mă bine. Că din pix suntem creștini. Dar nu știm unii dintre noi un verset din Biblie. Vreau să te rog astăzi în numele Domnului. Nu mai spune că Dumnezeu nu-ți vorbește câtă vreme Biblia ți-e închisă. Prin acest cuvânt Dumnezeu vorbește. Ai timp să-L deschizi în fiecare zi? O venit diavolul la Iisus și L-a ispitit. O luat diavolul versete din Biblie, le-a scos din context și le-a dus la Iisus. Cu ce a venit Iisus? Cu Ageu. Cu AK-47, nu? 47. Dar cu ce? Tot cu Biblia. O zis Iisus Hristos către diavol, da, e scris, dar mai e scris ceva. Iubiții mei, am o provocare pentru toți de aici. Nu-l lăsați pe diavolul să știe Biblia mai bine ca și voi. Dumneavoastră vă dați seama că la cea mai mare parte din român, dacă vine diavolul cu Biblia să ispitească, ăștia se pierd. Auzi, zice, vină, dar pentru aia nici nu merg cu Biblia la mulți dintre ei. Că n-are ce să... Că întreabă, dar e scris în Biblie diavolul, lăsați ceva, că n-am știut. Iubiții mei,
Ne cheamă Dumnezeu astăzi ca în fiecare zi, așa cum mâncăm de 2-3 ori pentru trup, să ne facem timp să mâncăm din cuvânt pentru suflet. Pentru suflet. O altă sursă de putere, știți care este? Duhul Sfânt. Citesc Fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cum stai cu puterea Duhului Sfânt? Biblia vorbește despre armătura Duhului Sfânt. E adevărat că nu se vede, că nu-i cu cuțit, nu-i cu pușcă, nu-i cu pistol mitralieră. Dar Duhul Sfânt, iubiții mei, când mă echipează, mă învață să fiu blând, să fiu îndurător, să mă autocontrolez, să fac bine, să mă stăpânesc, să nu răspund la rău cu rău, să nu răspund la o cară cu o cară, ci să mă rog pentru vrăjmaș. Ascultați-mă, orice vrăjmaș care află că te rogi pentru el, lasă armele jos, mai devreme sau mai târziu. Benjamin Franklin, unul din mari oameni intelectuali ai Americii, care a scris printre ceilalți declarația de independență a Americii, spunea așa: dacă vrei să-ți câștigi unul dintre dușmanii pe care îi ai, cere-i să-ți dea ceva împrumut, să-ți ajute cu ceva. În momentul ăla se întâmplă ceva în mintea lui. El pe de-o parte te urăște și pe altă parte te ajută. Și se produce un conflict în mintea lui. Și ce ne câștigă? Partea bună. Că zice, mă, n-am cum să-i împrumut drujbă dacă eu îl urăsc. Dacă i-am împrumutat, trebuie să-l iubesc, nu? Iubiții mei, de aia ne cheamă Dumnezeu să facem foc aprins. Dar foc aprins știți cu ce? Cu rugăciuni. Cu fapt, faceri de bine. Și să ne câștigăm vrășmașii. Dar nu o să putem asta decât dacă avem putere. O zis aici Dumnezeu către Anania. Anania spune la Pavel că îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Fapte 9 cu 16. Pentru numele meu. De aceea astăzi când vă chem la pocăință, vă chem și la suferință. Oamenii din jur nu o să ne înțeleagă, ne vor blestema, ne vor înjura. 900 de comentarii de înjurături mi-au scuns Facebook-ul numai săptămâna trecută. 900 de comentarii. Știți de ce? Că oamenii ne iubesc. Așa-i? Nu. O zis Domnul Iisus, dacă pe mine m-a urât lumea, și pe voi o să vă urască lumea. Dar vreau să vă întreb, ce vreți? Să vă iubească lumea și să vă respingă Hristos? Sau să ne urască oamenii și să ne primească Domnul? Doamne, primește-ne în slava Ta când vom încheia viața. Dar ca să reziști, ai nevoie de putere. Ai nevoie de putere. Mergi la facultate în Cluj sau în Timișoara și vezi că cei mai mulți merg în toaletă și fumează. Și tu trebuie să rămâi curat? Cei mai mulți trăiesc în concubinaj pentru că vor plăcere fără responsabilitate. Și tu trebuie să reziști și să spui, Doamne, ajută-mă să mă păstrez curat. Cei mai mulți își consumă banii și venitul pentru lucruri rele, pentru pariuri sportive, pentru jocuri de noroc. Și își ruinează familiile. În fiecare săptămână aproape scrie o soție a unui om prins de duhurile astea. Și au zis, domnul pastor, suntem în faliment. L-am descoperit cu 10.000 de euro datorie. Și mi-e milă pentru că îl înțeleg pe omul acela. Nu are putere să se împotrivească la un aparat. Îmi spunea cineva, dacă trec pe lângă Lotopronă, nu am putere să nu cumpăr un tichet, un bilet din ăla. De ce nu avem putere? Pentru că diavolul a reușit să ne înșele și să ne spună, puteți fi creștini fără Biblie. Iubiții mei, creștini fără Biblie nu există. Nu există. De aceea spun, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt și ajută-ne să ne facem timp să citim cartea aceasta. Și în ultimul rând, mai spun ceva, oamenii care locuiesc pe calea cea dreaptă, pe ulița dreaptă, mai fac ceva. După ce se roagă, după ce sunt vindecați de orbirea spirituală, după ce se botează, după ce primesc putere, ce fac? Nu fac ca și halterofilii, că halterofilii merg, ridică greutăți, ca să apară și să vadă ce mușchi au. Ați văzut halterofil care crapă lemne la văduve și la orfani? Eu n-am văzut. Când mă trage în afară de Cristi, demonstrează în Biblie că e păcat să fac sală. Zic, mă, e și păcat să mergi să te distrugi la sală câtă vreme sunt văduve care n-au lemne crăpate. Nu-i păcat asta. Păi dacă tu vrei să faci sală, ia o drujbă din aia să vezi după 4 ore cum sufli. Taie o remorcă de lemne, faci și mușchi și faci și răsplată în cer. Amin? Nu? Iubiții mei, oamenii vor să facă, să arate ceva. Vreau să vă spun că în biserică, după ce ne botezăm, după ce am făcut următorii pași, trebuie să slujim.
Adică stau în rugăciune, Doamne, ce vrei să fac astăzi? Du-te pe strada cutare, este o femeie care are nevoie de o oală de sarmale. Mă duc, Doamne. Doamne, ce vrei să fac astăzi? Du-te acolo și vezi că este cineva care nu mai are pansamente. La miros de cer nu mai găsim pansamente în toată Europa. Și trebuie să apelăm în America să găsim pansamente pentru copiii fluturi. De ce? Statul român nu are nicio treabă să-i ajute. Nu mai avem medicamente de cancer. Suntem în criză incredibilă. Și oamenii stau și spun, no, ce să mai fac pentru Dumnezeu? Iubiții mei, sunt multe de făcut. O zis aici, fapte 9:20, după ce s-a botezat Pavel, o prins putere, îndată, auziți, îndată, imediat, a început să predice. Unii schimați la predică. Alții schemați să ia o rama sau o delma din Lidl să facă sandwich-uri. Alții schemați să facă niște mâncare pentru cei care au nevoie de mâncare. Alții schemați să stoarcă puroiul, iertați-mi expresia, dintr-o rană și să o panseze. Alții schemați să ia 300 de lei și să spună, uite aici, poate ai nevoie să-ți umpli frigiderul. La cineva care are frigiderul scos din priză, cum am întâlnit în Oltenia acum 3 ani pe cineva, sau 4 ani. Iubiții mei, ne așteaptă milioane de ani, ascultați-mă bine, când nu o să mai putem face nimic pentru Dumnezeu, o să ne bucurăm milioane de ani de ceea ce am făcut în timpul vieții. Hai să facem un calcul simplu. Sper să nu pierd pe nimeni. Avem 24 de ore într-o zi. Din 24 de ore, 8 dormim. 8 lucrăm pentru noi, ne mai rămân 8, o treime pe zi, pentru cumpărături, familie, copii, teme cu copiii, mai știu eu ce. Mergi până la Peco, mai speli mașina. Imaginați-vă, din 60 de ani de viață îți rămân 20 de ani în care poți să faci ceva extra, în afară de somn și servici. Din acei 20 de ani, cât lucrezi pentru Dumnezeu? Gândiți-vă, iubiții mei, o zis Domnul Iisus Hristos, un pahar de apă, dacă dați în numele meu, eu îl răsplătesc. Următoarele miliarde de ani, nu o să mai fie spitale, nu o să mai fie văduve, orfani, familii cu mulți prunci care au nevoie de un ajutor, nu o să mai fie lucrurile astea. Milioane de ani o să seceri ce ai semănat aici. Și acum ascultați. Cunosc om în țara asta care cheltuie 800 de euro pe noapte la jocuri de noroc, femei și alte lucruri. Nu le spun la amvon aici. Droguri, etc. Pe noapte. Lucrează de 40 de ani și nu are nimic. Și la final diavolul îi dă iadul cu foc. Drept răsplată că l-o sluji și o cheltuie bine pentru el. Eu vreau să vă întreb, nu merită să ne cheltuim sănătatea, timpul, viața, banul pentru cel care a murit pentru noi? Care la final ne dă cerul. Iubiții mei, pentru noi Dumnezeu face multe lucruri frumoase în fiecare zi. Răsăritul de soare, inima care îți bate, picioarele care mai pot să meargă. Știți că degetul mare de la ambele picioare menține echilibru? Un lucru banal. Și Dumnezeu te-a binecuvântat cu echilibru, minte sănătoasă și câte alte binecuvântări nu pregătește Dumnezeu pentru noi zilnic. Știți însă că este un pas mai important decât pentru noi. Să facă Dumnezeu ceva prin noi. Amin? Prin toiagul întins al lui Moise, Dumnezeu a despărțit apele Mării Roșii. Prin Gedeon, Dumnezeu a izbăvit pe Israel de madianiți. Prin brațele ridicate spre cer ale lui Ilie, Dumnezeu a adus foc pe Carmel. Prin Ana, a ridicat un mare judecător pe nume Samuel. Prin David, a fost învins Goliat. Prin Maria, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lumea noastră. Prin acele din mâinile Tabitei, Dumnezeu a binecuvântat cu haine pe cei săraci. Prin George Mueller, Dumnezeu a hrănit 10.000 de orfani. Prin Hudson Taylor, Evanghelia a ajuns la 10.000 de chinezi. Prin David Livingston, Africa a auzit de mântuire. N-ai vrea să fii următorul pe listă? Iubiții mei, de multe ori spunem, Doamne, ai milă de cei aflați în necaz și mereu acasă stăm pe telefon. Știți că mila lui Dumnezeu vrea să se reverse prin noi peste cei aflați în necaz, în probleme? Îngerii nu vor predica Evanghelia în locul nostru, arhanghelii nu vor înfia orfani, serafimii nu vor face cadouri pentru copiii amărâți. Tu și eu suntem chemați la asta. Doamne, ajută-ne! Se caută mame prin care Dumnezeu să mai trimite copii pe pământ. Am mers în Kaufland zilele trecute, am numărat eu personal ca să nu mă bazez pe altcineva. 3 rafturi cu hrană pentru câini și pisici. M-am dus la locul unde era laptele praf. Ultima cutie am găsit-o. Un sfert de raft cu hrană pentru copii. Un sfert. Știți de ce?
Oamenii nu mai vor sacrificii. Se caută mame prin care Dumnezeu să mai trimite copii pe pământ. Se caută tați prin care Dumnezeu să mai călăuzească familii spre cer. Se caută mijlocitori prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele ascultând rugăciunile lor. Se caută profeți prin care Dumnezeu să mai trimite mesaje de avertizare. Se caută tineri prin care oamenii care au nevoie de ceva să fie ajutați. Gândește-te în seara aceasta și mă apropii de final. La cât de multe lucruri a făcut Dumnezeu pentru tine. Și spune, Doamne, vreau de astăzi să faci și prin mine. Pentru că întotdeauna ce face Dumnezeu prin tine e mai important decât ce face Dumnezeu pentru tine. Prin ceea ce face Dumnezeu pentru tine, ești doar tu binecuvântat. Însă prin tine pot să fie binecuvântați și alții. Dacă n-ai ajuns pe calea cea dreaptă încă în această seară, ai ocazia să iei o decizie. Eu, știți toți bine, nu iau niciun ban de la biserică pentru slujirea mea. Spun asta pentru prietenii care vin și poate zic, îmi zic, bă, dacă mă botez, cine știe câte mii de euro iau asta? Nu iau nimic. Am refuzat la Instagram să fac reclamă pe 27.000 de dolari pe lună. Ca să nu stric mărturia. Și să rămână numai Evanghelia. Pentru că putem ajunge cu Evanghelia pe internet la foarte mulți oameni. Nu am niciun câștig. Dacă tu te pocăiești în seara asta, ai câștigat veșnicia. Doamne, mai lucrează în seara aceasta. La două zile după cutremurul din Turcia, unul din salvatorii care a ajuns față în față cu zidurile dărâmate, cu blocurile făcute praf, dând niște molos la o parte, a descoperit o fetiță care ținea mâna peste un băiețaș, peste frățiorul ei, amândoi în viață după 17 ore. S-a șocat și salvatorul, s-au speriat și copiii. Și ca sperietura să nu fie și mai mare, salvatorul s-a gândit imediat ce pot să pun, ce întrebare să spun ca fata asta să nu se sperie, să aibă un șoc, să nu o pierdem cumva acum. 17 ore nu am văzut 17 ore decât molos, decât întuneric, fără mâncare, fără apă. Dacă mă arunc asupra ei să o strag de acolo, poate face ceva. Și auziți ce întrebare eu pus. Îți plac jucăriile, zice. M-am uitat și mă așteptam, spunea și el și spunea și cei din presă, mă așteptam fața să răspundă despre jucării. Să zică că îi place Teddy, că îi place păpușa, că nu știu ce îi place pe acolo. Auzi și răspunsul da fata. Înțelegând situația groaznică în care îi, o zis fata așa, Domnule, dacă mă scos de aici, o să fiu sclavul tău toată viața. Când am citit mărturia asta, m-am gândit că exact așa se întâmplă cu noi și Dumnezeu. Tot ce diavolul ne oferă, tot, absolut tot, la un moment dat, se prăbușește. Și poate astăzi unii dintre voi nu erați aici dacă nu vi s-ar fi prăbușit unele lucruri din viața voastră. Un partener care poate v-a înșelat și a plecat, un șef care v-a dat afară, un accident la mașină, un faliment și mai știu eu ce alte lucruri. În fața ruinelor tale stă astăzi Salvatorul Cerului. Și el îți pune o întrebare foarte interesantă. Îți mai plac jucăriile? Că până acum erai foarte prins cu multe și n-aveai timp de biserică, de rugăciune, de Biblie. Erai prins cu jucăriile tale. Aș vrea astăzi să spui ca și fata asta. Doamne, dacă mă scos de aici de unde sunt, din păcat, din vicii, din lanțurile acestea care m-au legat toată viața, voi fi sclavul tău. Vă dau o veste bună. Iisus nu-i ca și diavolul. La diavolul la 5 dimineața când vii de la discotecă, mergi în toaletă și vergi. Te simți rău 2-3 zile după ce ai băut berea aia și alte lucruri. Diavolul după ce o trecut plăcerea, îți dă durere, dureri de cap, sănătate să o face praf, plămânii, praf, ficatul ciroză, familii distruse. După ce îl slujești pe diavolul, diavolul îți face praf și viața de aici și viața de dincolo. Dumnezeu după o seară ca și asta îți dă o familie care mănâncă împreună la masă. Dumnezeu după ce te pocăiești îți dă o soție și un soț la care nu să-i faci cadou pix cu cameră video ca să urmărești, să vezi dacă te înșală sau nu, sau cu cine vorbește pe TikTok. Nu. Acolo unde Dumnezeu intră în casa și în familia celui om, există sinceritate, transparență, fidelitate, smerenie, cuvinte frumoase, respect, apreciere. Doamne, mai schimbă vieți în seara aceasta.
S-ar putea să fie ultima chemare pe care Dumnezeu ți-o face. Mă gândeam zilele acestea foarte profund. După ce au intrat, și cu asta închei, după ce au intrat noi în corabie, după 10 de ani de muncă, fiți atenți ce am găsit în Biblie. Poate ați știut deja, eu acum am găsit ceva mai interesant. 7 zile după ce intră animalele și Noe, Dumnezeu ține ușa deschisă. M-am întrebat de ce. Dar nu puteau să intre animalele și Noe atunci, cu o săptămână mai târziu. O zic Dumnezeu, nu. Așa de mare e mila mea, o zis Dumnezeu, că toți aia care și-au bătut joc de Noe, toți aia care au râs, toți aia care l-au ironizat, toți aia care au zis, ce ploaie, că n-am văzut ploaie. O zis Dumnezeu, auzi, încă o dată, eu mai aștept, încă 7 zile. Dar spun un verset acolo așa, după 7 zile Dumnezeu, nu Noe, Dumnezeu a închis ușa corăbiei. Iubiții mei, voi v-ați imaginat cum au strigat oamenii afară când a început să fie apa de 1,5 metri și copilul de clasa 4 avea până aici apa. Voi v-ați imaginat ce pumni se dădeau în corabie și ce strigăte erau acolo și poate spuneau, nu pentru noi, pentru pruncii ăștia. Și ușa nu s-a mai deschis niciodată. La oamenii din vremea lui Noe, Dumnezeu le-a mai dat timp 7 zile, la Niniveni 40 de zile și au profitat de el și s-au pocăit. La Nebucadnețar 12 luni și la Belșațar câteva ore. Nu știu cât timp Dumnezeu îți mai dă să te pocăiești. Nu vreau să te înfricoșez, nu vreau să te pocăiești de frică. Ce vreau să spun este că 300 de cutremuri au fost săptămâna trecută în România ca și replici după cel din Gorj, după cele două din Gorj. Nu ne garantează nimeni că ziua de mâine e noastră. Ceea ce ne poate garanta este faptul că Dumnezeu este aici. Poate să mai scrie nume în cartea vieții, să mai elibereze oameni de patim și indiferent ce va fi săptămâna viitoare, ascultă-mă bine, indiferent ce va fi, tu ai o siguranță că umbli cu Dumnezeu și cine umble cu Dumnezeu se va întâlni cu Dumnezeu. Vreau să cântăm cu toți cântarea Pe calea îngustă e luptă. Plăceri? Auziți ce frumos spune corul. Drept la cer. Conduce a lupta și luptătorul are nevoie de putere. Pe calea îngustă e luptă. Plăceri de certăciuni pe ea nu-s. Nu-i împodobită, dar-i dreaptă și e bună că duce-n sus. Drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea. Drept la cer conduce, a lupta este scurtă viața. Deci nu pierde fără de folos. Deci nu pierde fără de folos. Mergi pe calea aceasta cu avânt. Mergi pe calea aceasta cu avânt. Căci ea te duce la Hristos, drept la cer conduce, a lupta este bine pe ea, drept la cer conduce. Say. Hey.
afla uneori. Piedici multe vei întâmpina, dar vei fi însoțit de toți ochii, iubiții mei, vom face o rugăciune, însă înainte de rugăciune vreau să-mi fac datoria ca și om al lui Dumnezeu și să întreb dacă în această seară, în acestei predici, este cineva care vrea să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu, o viață cu Iisus și vrea să ne rugăm pentru El. Acolo unde este, să ridice o mână sus. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze mâna de la balcon care s-a ridicat. Dacă mai este cineva, Domnul să te binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, ultima dată mai întreb, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. E seara voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi vă facem o rugăciune, dacă în timpul rugăciunii cei care ați ridicat mâna vreți să veniți în față, eu voi ieși aici în față să mă rog special pentru voi, biserica se va ruga. Aveam 14 ani, eram pe ultima bancă la balcon și am coborât în față. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Vreau să facem o rugăciune cu foc. O rugăciune cu putere. Dacă pe cei care ne urmăresc online sunt printre ei oameni care au fost mișcați de cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde ești, apleacă-te pe genunchi, roagă-te, așa cum știi, cu cuvintele tale, noi ne vom ruga împreună cu dumneavoastră. Și vreau să vă spun că plecând de aici, în urma rugăciunii, a lacrimilor, a pocăinței, Dumnezeu va veni cu noi. Va scrie mântuire în dreptul nostru și vom putea pleca spre cer. Amin. Ne rugăm cu toții.